Până la 38 de ani n-am plătit nimic, nicio factură, nicio... Păi nimic. Că de-aia să vede că e bani, ai fost întreținut. Nu. Cine îți plătește facturile, zici? Tata. De asta zic, ești întreținut. Păi, dar mă, de, eu câștia, toți banii ar se duc acolo. Unde? Într-un cont. Într-un cont al tău? Probabil că da. Dacă mă, de acolo plătește tot. Eu nu știu câți bani am, am mâncare pe care îmi bagă el din când avem în când. Legăt, aici asemănăm. Again, la mine știe Răzvan, deci lem, nici eu nu știu nimic. Lem. Nu știu nici unde vin facturile la curent, nu știu dacă vin acasă, nu cred că vin acasă, pentru că n-am văzut niciodată. Păi nu știu dacă plătim facturile la curent. Chirie nu plătim, că e casa noastră. Cred. Ia urmă-te cu chirie, plătește chirie și facturile și mai zi-o de vorbă. Păi de ce? De nu, tot lasă-mă, mâine, ne împace, nu vreau de...